Bună ziua, domnul Petrov! Mulțumim frumos că ați acceptat să ne prezentați baza de operațiuni de la Vama Isaccea. Bună ziua și bine ați venit în tabăra mobilă și în baza de operații aferentă din Vama Isaccea. Ne aflăm în inputul din care se realizează pentru intrarea în țară. Este vorba de zona în care vine feribotul cu cetățeni ucraineni. Facem o precizare de la începutul discuției noastre, faptul că în aceste situații discutăm numai de cetățeni liberi, cetățeni care nu au statut de refugiat. Acest statut se obține ulterior în urma solicitărilor personale. Cetățenii cu feribotul pe care îl vedem în depărtare ajung în această zonă. Au fost situații în care am avut și 4-5 mii de persoane în 24 de ore, au fost și situații în care am avut doar 600 de persoane în 24 de ore. Cetățenii care ajung în această zonă sunt întâmpinați de către voluntarii pe care îi avem la dispoziție. Sunt câteva entități care au atribuții specifice pe această zonă, mă refer la Crucea Roșie, mă refer la voluntarii Fundației pentru Sport, mă refer la voluntarii de la Isus Murd și așa mai departe. N-aș vrea să omit pe cineva în enumerarea mea. Și după ce sunt identificați cetățenii, după ce ajung cetățenii în această zonă, voluntarii identifică anumitele nevoi, și anume cetățenii care au probleme medicale, cetățenii care au o vârstă înaintată și se pot deplasa singuri, cetățenii care au copii foarte mici și bagaje multe și de asemenea nu se pot deplasa. Acei cetățeni sunt identificați de către voluntari, sunt prioritizați și ulterior, împreună cu ceilalți cetățeni adulți care vin din spate, sunt ghidați pe acest flux către corturile portocalii care sunt în fața noastră. Aceste corturi portocalii au un singur rol, acela de a ghida cetățenii pe un anumit flux. De ce? Pentru că atunci când ei coboară de pe feribot, au tendința să se împrăștie pe tot platoul și sunt foarte greu de coordonat. Așa că noi, cu ajutorul colegilor din domeniul Ordinii Siguranței Publice, ghidăm fluxul de cetățeni către aceste corturi. Obligatoriu în fața acestui cort există întotdeauna un traducător de limbă ucraineană care transmite cetățenilor ce intră în corturi ce se întâmplă aici. Ei sunt destul de traumatizați, sunt destul de speriați și atunci orice mișcare pe care o facem cu ei, orice atitudine pe care o avem la adresa lor, îi traumatizează, îi sperie și mai mult și atunci trebuie să îi empatizăm foarte, foarte mult cu ei. În această cauză, traducătorul din această zonă le prezintă pașii care vor urma. Intrând în acest cort, de-a lungul timpului au fost mai multe variante de abordare, și anume, 1. Atunci când cetățenii erau într-un număr foarte mare și nu încăpeau în cort. Sau în situația în care fenomenele meteo erau nefavorabile și erau o temperatură scăzută și așa mai departe, respectivei cetățeni nu mai erau introduși în aceste zone, care oricât am vrea noi să le ținem calde și așa mai departe, nu prezintă un confort deosebit. Și atunci erau îndrumați cetățenii respectivi într-o zonă adiacentă și formată din corturi mai mici, corturi încălzite, corturi iluminate, unde puteau să se relaxeze, puteau să se odihnească și puteau să primească hrană caldă. În aceste corturi, la început, nu am avut reguli stricte, după care ne-am dat seama că lucrurile nu funcționează eficient. Am reușit să montăm un sistem de Wi-Fi. Este foarte important acest sistem, deoarece acești cetățeni care ajung pe teritoriul României simt nevoia acută de a-și anunța rudele, de a-și anunța cunoștințele că au ajuns cu bine și că nu s-au întâmplat alte evenimente nedorite. De asemenea, în aceste corturi furnizăm către cetățeni ceaiul fierbinte, care era până acum puțin timp, până când s-a încălzit afară, era primul impact pe care îl aveam asupra cetățenilor în cauză. Ofeream mijloacele de îmbrăcăminte, mă refer la mănuși, mă refer la pături de unică folosință, mă refer la fulare, gulere și așa mai departe. Și după aceea venea și hrana uscată. În acest cort, pentru că este un cort de tranzit, se folosea numai hrană uscată. În corturile adiacente se dădea și mâncare caldă. De asemenea, la început nu am avut o organizare foarte bună în cort, până la primul caz de claustrofobie. Când am avut primul caz de claustrofobie, atunci am avut o problemă, pentru că nu reușeam să intervenim la timp și să putem să identificăm persoana în cauză. Ca atare, din acel moment, în cort se formează două fluxuri, stânga-dreapta, cu un culoar pe mijloc, unde
atât latura medicală, cât și ceilalți cetățeni din jurul nostru, mă refer la voluntari și mai departe, pot avea acces la întregul colectiv. La ieșirea din cort, obligatoriu, mai avem un traducător de limbă ucraineană care ajută la formarea loturilor pentru a se merge în zona vamală. În această zonă, după cum vedeți, sunt și produse care sunt toate gratuite. Unul din un alt rol pe care am omis să-l transmit este faptul că în interiorul cortului traducătorul prezintă un aspect foarte important. Tot ce este în această bază de operații, tot ce este în această tabără mobilă și în afara ei este gratis. Toate serviciile și toate bunurile sunt gratuite pentru cetățenii Ucrainei. Bineînțeles că în această zonă am avut foarte multe asociații, foarte multe ONG-uri care ne-au sprijinit, foarte multe fundații și așa mai departe. Este clar că rolul voluntarilor este unul definitoriu în această activitate. Avem voluntari care au diferite roluri în organizarea activității noastre, dându-ne seama că dacă îi lăsăm la comun, nu există o compartimentare a atribuțiilor. Și atunci am organizat un comandament al tuturor entităților voluntare, am împărțit fiecare voluntar pe un anumit domeniu și i-am transmis și sarcinile respective. Astfel încât unii dintre voluntari se ocupă de furnizarea hranei reci sau hranei calde și a băuturilor pentru hidratare. Alte asociații, cum este Crucea Roșie, furnizează mijloace de igienă intimă, atât pentru doamne cât și pentru copii. Alte ONG-uri furnizează cartele de telefonice prepay pentru cetățeni, deoarece reușim să asigurăm câte o cartelă per fiecare familie și așa mai departe. Această organizare este, din punctul meu de vedere, una decentă și eficientă, dar trebuia dublată și de resurse medicale, pentru că, e clar, am avut peste 40.000 de cetățeni care au trecut prin această zonă și e clar că au fost și anumite probleme medicale. Avem în această tabără mobilă 3 resurse medicale, toate 3 sunt competente și pregătite fără nici cel mai mic dubiu, însă e clar că atunci când am avut prima situație deosebită, în dorința de a ajuta, mai mult s-au încurcat unele pe celelalte și din acest moment a trebuit să ierarhizăm, să prioritizăm puțin urgențele. Astfel încât am hotărât următorul lucru. Pentru urgențele minore, urgențele minore sunt asigurate de către echipajul de SMURD din cadrul ISU Tulcea. Urgențele medii sunt asigurate de către echipajul medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea și urgențele majore sunt asigurate de către o echipă internațională, SAMIU, o echipă care este din Spania și care este încadrată inclusiv cu medic de medicină de urgență. Cam aceasta este organizarea în mare a taberei mobile și a bazei de operații. Nu pot să trec peste faptul că în această zonă, în partea dreapta noastră, avem și o zonă dedicată mamei și copilului. Este zona în care entitatea numită Salvați Copiii identifică familiile cu copii foarte mici și merg acolo pentru, în drumă în acea zonă, pentru alăptat, pentru schimbat scutece sau pentru alte nevoi ale bebeului. După ce au trecut de corturile de ghidaj, în momentul de față, cetățenii ajung în Vama Isaccea. Se deschid mai multe linii în funcție de numărul de cetățeni care sunt în momentul respectiv în zona neutră. Sunt procesați cetățenii și dacă toate activitățile sunt ok și toate documentele sunt ok, le urăm, bine au venit pe teritoriul românesc. În acele corturi de care vorbeam, în care introducem cetățenii în perioada nefavorabilă din punct de vedere al vremii sau cetățenii când sunt în grupuri foarte mari, mai introducem și cetățenii care nu au documente sau care au documente incomplete și a căror procesare durează mai mult decât la cetățenii care au toate documentele. Și atunci, cele câteva ore nu sunt petrecute în mediul exterior, ci sunt petrecute în acele corturi unde condițiile sunt destul de decente pentru a putea petrece câteva ore și a te odihni. Acesta este culoarul prin care se părăsește zona vamală și în fața noastră vom mai avea
un filtru organizat de către colegii de la Poliția de Frontieră și de la Jandarmerie. Ce rol are acest al doilea filtru? Este clar că în situațiile în care numărul de cetățeni era foarte mare, exista și riscul ca unul sau mai mulți cetățeni să nu fie procesați în zona vamală. Și în această cauză, aici se procesează la o nouă verificare a cetățenilor, astfel încât să avem garanția și colegii de la Poliția de Frontieră să aibă garanția că toți cetățenii care au trecut prin zona vamală au fost procesați. În orice conflict, copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Ne îndreptăm acum către centrul Blue Dot, unde sub un simbol neutru, UNICEF a invitat partenerii din cadrul societății civile, alături de autorități, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, să ofere un set minim de măsuri de protecție pentru mamele și copiii care ajung în România după un drum anevoios de cele mai multe ori. Așa este. După ce au petrecut timp în subsoluri, plin de spaimă, de teamă, în care au nevoie să se reconecteze cu familia, au nevoie de consiliere psihologică, au nevoie de consiliere juridică de bază și au nevoie de un moment de respiro pentru fiecare. Aveți dreptate. Până să ajungem în corturile de așteptare și în cortul unde este organizat și acest Blue Dot, de care am să vorbesc puțin mai târziu, vreau să vă precizez următorul lucru. Aceasta este zona în care am zis este al doilea filtru al Poliției de Frontieră, dar totodată este și zona în care un traducător obligatoriu întreabă orice cetățean care trece prin vamă care este perspectiva dumnealui pe teritoriul României. Sunt trei categorii de persoane. Prima categorie este formată din persoane care sunt așteptate de rude, de cunoștințe, de prieteni și așa mai departe. Ei fiind cetățeni liberi, trec de sine stătător prin această zonă și se întâlnesc cu rudele respective și își continuă deplasarea. A doua categorie este formată din cetățeni care vor să ajungă în aglomerările urbane mari, mă refer la București, mă refer la Constanța, Galați sau alte aglomerări urbane, unde au acces la aeroport, au acces la noduri feroviare importante și așa mai departe, dar nu au și cu ce să ajungă acolo. Și o a treia categorie de persoane este reprezentată de cei care nu au nicio viziune pe teritoriul României. Ajung și nu știu ce să facă în continuare. Acești cetățeni sunt identificați imediat și prin structurile ISU sunt transportați în regim de urgență în locațiile deja stabilite la nivelul municipiului Tulcea. O să îmi permit să aprofundez puțin subiectul legat de cortul de așteptare și de zona în care s-a organizat Blue Dot. La început ne-a fost greu să organizăm acest cort până să veniți dumneavoastră în sprijin și să încercăm să organizăm mai bine și să înțelegem care sunt concepțiile noastre și conceptele noastre de lucru. Am încercat să-l organizăm, zic eu, cât de decent am reușit. Am învățat de la flux la flux, am învățat de la feribot la feribot și ușor, ușor, adaptându-ne condițiilor, zic eu că am îndeplinit la un nivel cel puțin minimal necesitățile cetățenilor. La început era un cort unde se dormea. Ne-am dat seama că nu este eficient să avem foarte multe spații de dormit, pentru că acest cort este de fapt un cort de tranzit, un cort în care cetățenii așteaptă un timp relativ redus pentru a-și putea continua deplasarea către centrele urbane mari, așa cum am spus anterior. Din această cauză, zona de dormit este una mai puțin dominantă în aceste corturi și cu ajutorul dumneavoastră sau dumneavoastră și cu sprijinul nostru am reușit să organizăm niște zone care sunt mult mai atractive și mult mai bine reprezentate în acest cort pentru a putea organiza aceste transporturi și aceste evidențe foarte, foarte bine. În fața noastră există obligatoriu o zonă de luare în evidența fiecărui cetățean care intră în acest cort. Este clar că cetățenii care intră în acest cort au o nevoie de deplasare într-o anumită zonă urbană majoră. Așa că sunt luați în evidență, cetățenii respectivi sunt luați în evidență în această bază de date și grupați pe nevoile dumnealor, astfel încât atunci când se constituie un lot corespunzător, mă refer la circa 50 de persoane, atunci este chemat autocarul, sunt îmbarcați cetățenii și transportați acolo unde consideră de cuviință. Cam aceasta era organizarea până să veniți dumneavoastră cu acest concept. La început nu l-am înțeles,
pentru că n-am mai avut tangență cu acest concept, după care ușor, ușor am luat contact cu ce important, cu ce sprijin vine, cu ce viziune vine și din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt mândru că am reușit să fac un parteneriat cu dumneavoastră și să vă avem alături de noi, pentru că în sfârșit înțeleg și eu cum poate fi gestionată această zonă cu eficiență maximă. Și nu pot decât să apreciez și zona de relaxare a celor mici, nu pot să decât să apreciez și zona pe care ați organizat-o pentru luarea în evidență a nevoilor cetățenilor, pentru filtrarea acestor nevoi și din punctul meu de vedere, cred că lucrurile în momentul de față funcționează bine și foarte bine. Mulțumim foarte mult, domnul Petrov. Mulțumesc foarte mult și eu, în primul rând, pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat, pentru faptul că sunteți o organizație cu care putem relaționa foarte ușor, sunteți persoane, în primul rând, minunate, cu care am empatizat și, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile acestea nu pot duce decât la un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, am avut un singur avantaj sau o singură calitate în această activitate complexă. Chiar dacă sunt comandul intervenției la fața locului, am avut o singură calitate și anume aceea de a înțelege că în fața mea nu sunt militarii mei subordonați, ci sunt societatea civilă care nu poate să adapteze la stilul meu, dar eu am capacitatea să mă adaptez la stilul de lucru al societății civile. Și pentru că am reușit acest lucru, în această cauză, cred eu că împreună cu societatea civilă, cu toate ONG-urile, cu toate asociațiile care au fost alături de noi, lucrurile în Vama Isaccea se gestionează cel puțin într-o manieră decentă.